E momentul acum la 11 și 34 de minute pentru întâlnirea noastră cu invitata de astăzi, Laura Câlțea, editor șef la editura Nemira și autoarea blogului O cititoare de cursă lungă. Laura este pasionată de cărți, filme, fotografie, arte vizuale și călătorii, dar mai ales de cărți. Ca fostă profesoară de literatură română și apoi ca specialistă în domeniul editorial, și-a dat seama că cel mai mult îi place să vorbească despre cărți. A creat astfel blogul unei cititoare de cursă lungă, un site cu recenzii și articole pe teme literare și culturale, care a devenit o adevărată comunitate și un reper în rândul blogurilor de carte. Cu Laura Câlțea în centrul acestui blog. Laura, bună ziua, bun venit între prieteni la radio. Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație. Mulțumim. Și de măgulitoarea prezentare. Mulțumim și noi, deloc măgulitoare, zic eu, ar trebui să ne cunoaștem mai bine și probabil că ne-am dat seama că nu e așa. De ce ai ales acest nume, cititoare de cursă lungă? Reziști mult la lectură sau cum e? Trebuie să cred că da, că a fost ales într-o pauză de inspirație. Adică am crezut că este ceva temporar și că o să găsesc vreau un nume foarte scurt, de fapt. Însă, imediat ce l-am lansat, lumea a fost convinsă că, de fapt, ăsta este numele și au început să mă identifice, așa că nu l-am mai schimbat niciodată. De 7 ani de zile am rămas cititoare de cursă lungă. Vorbeam de o adevărată comunitate formată în jurul acestui blog. Cam câți cititori numără comunitatea ta, Laura? Blogul are de 2 ani de zile asociat un grup pe Facebook de cititori care se cheamă Clubul Cititorilor de Cursă Lungă și acolo momentan sunt peste 10.000 de cititori. E un pic diferit față de ce fac pe blog pentru că acolo am încurajat dialogul. Pe blog, în general, postez eu și mai discutăm așa prin comentarii. Însă clubul e cu totul altceva, e un loc în care și cititorii postează și spun părerile despre cărți, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce recomandă, adică e cu totul altă dinamică și altă interacțiune acolo. E ceva mai interesant decât a avea un blog și a posta de unul singur. E foarte bine că există cititori de cursă lungă pentru că de partea cealaltă există și scriitori foarte prolifici. Da. Se spune că atunci când deschizi coperțile unei cărți bune, e ca și cum ai deschide porțile spre o altă lume. Pentru tine, ce înseamnă o carte suficient de bună încât să te absoarbă, să te prindă, să te captiveze așa cu totul? Păi, în primul rând, ar trebui să fie o carte foarte bine scrisă. Eu sunt un cititor pentru care contează cel mai mult scriitura și abia apoi povestea. Adică, înainte să mă atragă povestea, e important să mă atragă scritura și stilul literar. Și exact ce ai zis, să te țină acolo, să te facă să evadezi un pic, să-ți facă cunoscute alte perspective, alte feluri de a gândi. Pentru că, de fapt, cred că de asta citim, să aflăm și alte, să ne deschide așa către lume activitatea asta. Știi, uneori când auzim o melodie care ne merge direct la suflet, ni se face pielea de găină. Ți se întâmplă să dai peste vreun pasaj scris care să-ți dea fiori în acest fel, rânduri care să oprească timpul în loc, pe care să le recitești iar și iar și pe care să simți nevoia să le arăți și altora? Da, evident. Eu sunt și un cititor care... Eu nu pot citesc decât cu creionul în mână. Dacă nu am creion, simt că ca să subliniez atunci când ceva îmi place sau să notez pe margine, simt că nu mă pot concentra la citit. Așa că toate cărțile mele sunt adnotate pe margini, sunt subliniate cu creionul, dar nu cu pixul. Dar au mărturile lecturii mele și de obicei pe grup sau chiar și pe Facebook de obicei punem genul ăsta de citate, tocmai ca să le împărtășim și cu alții și în general cam sunt lucruri care îi convinc și pe aia cititor să se apuce de cartea respectivă. Chiar am vrut mai să întreb... mult decât părerile, recenziile sau mai știu eu ce. Am vrut să te întreb cui arăți în primul rând cititor, cele mai da. Frumoase gânduri sau descrieri găsite prin cărți. Celorlalți cititori. Dar nu trebuie să fie neapărat doar frumoase. Uneori împărtășim și chestii care sunt doar amuzante, pentru că știi că uneori citești doar așa și ca să-ți facă plăcere, neapărat să găsești chestii care îți fac plăcere de găină. Și mai căutăm și motive să și râdem împreună. Am observat un fel de motto pe care îl ai, un pic de ironie, un pic de distanță, un pic de umor, un pic de indiferență. E nevoie de toate astea. Da, este un citat dintr-o scriitoare preferată, Siri Husved.
Este una dintre preferatele mele. Excelentă, într-adevăr, această alegere și sunt foarte curios când ai descoperit tu cărțile. Ce vârstă aveai? Cine îți dădea citire? Cine îți citea cel mai mult în copilărie? Cărți am avut întotdeauna pe lângă mine în copilărie. Tatăl și bunicul meu au lucrat la tipografie, așa că nu numai că am avut cărți acasă, dar am fost familiarizată și cu procesul de producție al cărților. Dar de citit mai degrabă, adică de citit așa, ca de cursă lungă, m-am apucat începând cu liceu. Nu a fost nimeni care să mă oblige să citesc sau să insiste foarte tare, decât atunci, adică m-am lăsat să aleg eu treaba asta atunci când am vrut și cred că a fost foarte bine, pentru că deși citeam destul de constant și până în liceu, abia după aia am simțit că trebuie să o fac mai intens și a fost o alegere proprie și de atunci a devenit așa un fel de modus vivendi. Și cum ai făcut pasul spre un blog de carte? Scriai și înainte de blog pe Facebook? Am scris o vreme pe site-ul unei prietene care tot așa își făcuse ea singură, ea era jurnalistă și își făcuse un site și m-a invitat să îmi scriu acolo pentru că nu avea cine să scrie despre cărți și cam acolo mi-am făcut așa mâna, neapărat mâna, mi-am făcut curajul să, aha, să postez public. Ți-a fost teamă de reacția teamă, cititorilor? Teamă, dar că mi se părea că deja sunt foarte mulți oameni care scriu, oameni care scriu mai bine, oameni pe care eu îi citam și mi se părea că niciodată n-aș fi putut să scriu la fel de bine, însă cumva se pare că e tot timpul loc de oameni care entuziaști și care vor să-și împărtășească entuziasmul. Și cam după un an, soțul meu m-a încurajat foarte tare să încep să fac singură ceva, pentru că, într-adevăr, am avut o altfel de libertate atunci și a fost mai bine. Și mi-a făcut el, de fapt, blogul și am început să postez recenzii, articole, tot ce se poate. Și a fost primirea a fost într-adevăr destul de entuziasă, nu mă așteptam, dar a fost un sentiment plăcut, na. Să descoper că era nevoie și lumea aștepta asta. Absolut. Îmi plac foarte mult gândurile tale și îmi voi permite să te citez. Dintr-o mărturisire recentă spui așa: îmi simt biblioteca un organism viu care locuiește cu noi în casă și care acaparează neîncetat spațiile libere și în continuu se metamorfozează. Cu toate astea, memoria mea de cititor e în continuare infailibilă. Știu exact locul fiecarei cărți. E adevărat? Chiar știu unde se află fiecare carte? Da. Dar cred că asta este un lucru pe care știu cam toți cititorii. Nu știu cum să explic lucrul ăsta. Însă, de oricâte ori ai schimba locul cărților în bibliotecă, îți rămâne bine. Uneori, într-adevăr, mă rămân și fantomele. Adică dacă schimb locul, e posibil ca prima oară să mă duc către primul loc, nu către al doilea unde am pus cartea. Dar da, adică nu știu exact unde să mă duc, dar am mai întâlnit cineva de memorie livrescă, vizuală și la alți cititori. Am mai citit despre chestia, deci nu e așa o chestie originală și niciun caz particulară. E destul de comună printre cititori. Dar biblioteca, care este un organism viu, este destul de mult tuturor cititorilor, pentru că se pare că niciodată nu avem suficient spațiu să prindem toate cărțile. Unde mai punem? Cumpărăm cărți și nu mai trebuie pereți, de fapt. Uneori le facem cadou pentru ca să mai eliberăm din spațiu. Un alt gând de-al tău, unul luminos, se referă la două cărți recent apărute de care te-ai îngrijit, U de la Uliu și Iernile Sufletului. Spui așa despre ele: cărțile astea cred că m-au găsit mai degrabă ele pe mine și s-au insinuat în niște cotloane neștiute, iar acum sunt gata să se cuibărească și în alte minți și suflete. E un sentiment foarte frumos, cred, nu? Este, da. Pe lângă ce faci ca cititor, în viața de editor, adică m-a făcut să descoper altfel, într-un altfel lectura, uneori un pic mai frustrant, pentru că în general lucrez la o carte cam un an de zile. Pare mult, dar de fapt cam asta este timpul de lucru la orice carte, de când o cumperi și până când apare. Și uneori ai norocul să dai peste niște cărți care chiar așa apare. Adică U de la Uliu a apărut acum aproape 10 ani, timp în care niciun alt editor din România nu s-a gândit să o cumpere. Și de asta ziceam că mi se pare nesperat, că parcă m-a așteptat pe mine, pentru că este o carte deosebită, de o frumusețe poetică, foarte, foarte emoționantă. Și
mi s-a părut de neînțeles de ce nimeni n-a văzut-o înainte, dar cumva, da, poate m-a așteptat pe mine, nu știu, habar n-am, dar mă bucur că s-a întâmplat asta. Și mai e ceva, din când în când mai ai parte de un fel de mirare inocentă de care tu speri să nu te vindești vreodată, dincolo de bucuria de a răsfoi, mirosi și mângâia cărțile, ai un sentiment straniu în momentul în care cărțile nu mai sunt doar în mintea sau în laptopul tău, ci ajung să fie transformate în pagini legate între coperți, cărți fizice pe care le poți, cum spui tu, răsfoi, da, mirosi. Da, este un sentiment de care probabil că niciun editor nu scapă, pentru că în momentul când a plecat la tipar este momentul definitiv în care nu mai este... Nu mai este sub controlul tău. Până atunci, cum ziceam, de un timp de un an de zile faci tot felul de modificări, intervii, ai grijă să nu fie o virgulă lipsă sau mă știu ce. După care, dintr-o dată, știi că gata, totul s-a încheiat și e un moment destul de, nu stresant, de emoționant, să-i zicem, deși uneori este și un pic stresant. Dar ai timp după aia două, trei săptămâni să-ți revii și să te bucuri când o vezi ieșită din tipar. Poți să ții în mâini. Dar este diferit, te raportezi diferit la cărți în momentul în care nu mai ești doar cititor, ești și editorul lor. Stăm de vorba la emisiunea Între Prieteni cu Laura Câlțea, cititoare de cursă lungă. Spune-mi, Laura, cât de mult citești un blogger de carte? Citești mai mult de plăcere sau mai mult de nevoie prin natura ocupației de editor? Ca editor citești mai mult de nevoie, clar. Uneori am norocul să mi se întâmple să fie și de plăcere ce citesc de nevoie, dar 90% din lecturi sunt lecturi de muncă și făcute de nevoie. Nu ai cum altfel, pentru că trebuie să te uiți, primesc săptămânal câte de manuscrise și nu apuc să le citesc pe toate, evident, unele le citesc doar descrierea, dar prin câteva zeci tot trec săptămânal. Iar ca... blogger citesc și ca blogger de nevoie, în sensul că uneori mi se propun parteneriate sau uneori eu știu că o anumită carte, nu știu, poate e interesantă pentru cititori și aș vrea de la mine să le dau un feedback, dar mai mult de plăcere, nu doar nu atât de nevoie ca în cealaltă viața mea de cititor, cea de editor. Și din câte ți-ai dat seama, oamenii care citesc mai mult se pot considera persoane mai fericite? Cred că da, dar asta este o treabă care ține de mentalitatea fiecăruia și de psihologia fiecăruia, adică arta în toate felurile ei poate fi salvatoare, dar la nivel individual, adică dacă îi permiți să fie salvatoare altfel, nu cred că are valențe salvatoare universale. Deci poți să alegi să citești asta să-ți facă plăcere, dar nu poți să convingi pe cineva cu forța să găsească o plăcere și o fericire în actul lecturii. Apropo de asta, ce părere ai despre oamenii care nu se maturizează niciodată și nu se pot stăpâni când văd scris alăturat cuvintele ciocolată și portocală? Tușeni. Te-am prins. Da. Ok. Dar spune-mi care ți se pare că sunt locurile ideale de citit. Ție unde îți place să citești, de exemplu? Cel mai fun, eu cel am mai locuri de citit în toate camerele din casă. Am făcut peste tot, ba un fotoliu, ba o măsuță mică cu un scaun. Cel mai bine îmi place să citesc cam un fotoliu mare și foarte comod și în care intru toată și este un loc foarte luminos din casă. Dar în timp am învățat să nu mai fiu atât de mofturat să citesc unde apuc, adică am citit în timp ce împingeam căruciorul copilului pe stradă, bine, pe stradă, adică pe alei, unde nu circula o mașină. Am citit în timp ce plimbam copilul în manduca, adică nu mă mai semnează absolut nimic. Probabil atâta că timp încerci, pot să citesc. Încerci să câștigi timp, nu, în felul acesta. Exact. Asta e, da. Cum stai cu timpul? Reușești să găsești acum, destul timp? Acum, evident, este mult mai puțin, dar reușesc, da. Adică, de asta, în fine, citesc și pe diferite device-uri, când nu pot să citesc cărți și mă mut imediat pe tabletă și citesc așa, nu mai fac mofturi la cum citesc, unde citesc, important este să apuc să citesc. Și să și scrii câte ceva. Da, pentru scrisie un pic mai puțin timp, pentru că scrisul presupune altfel de concentrare și altfel de efort, dar încerc să fac asta ca exercițiu și să nu renunț, pentru că este o formă de disciplină care îmi face bine până la urmă, chiar dacă uneori am impresia că este un efort prea mare, dar de fapt nu este.
Și cum e senzația aceea? Cum găsești curiozitatea oamenilor, oamenii care sunt curioși să afle cine se află în spatele textelor, oameni care vor să te cunoască mai bine? Păi, în general, chiar am avut parte de foarte mulți prieteni pe care i-am descoperit, așa, ori la cluburile de carte, ori pe la lansări, ori pe la târguri, când se putea. Acum, interacțiunea este aproape exclusiv social media, este online, dar este foarte plăcută. Chiar am descoperit cu ceilalți cititori că în toată această perioadă de distanțare socială, grupul ne-a făcut să ne simțim mai bine, să găsim o comunitate și să trecem mai ușor peste anxietăți, în fine, peste tot felul de restrângere ale libertăților care ne-au venit ca urmare a pandemiei. Deci nu e același lucru ca atunci când te-ai întâlnit cu cineva și ai putea să stabilești un contact, însă este un surogat necesar și ajutător. Da, mai ales în perioada asta de sărbători, când oamenii parcă se apropie mai mult, oamenii cumpără și cărți pentru a le face cadou, dar unii nu prea știu să aleagă cartea potrivită, ei știu doar că ar dori să dăruiască o carte bună. Cum putem merge la sigur când alegem o carte? Sau nu prea avem cum merge la sigur? Cum e? Nu prea ai cum. Pentru că gusturile sunt atât de împărțite încât n-ai de unde să știi sigur, adică nu e o rețetă, însă poți să încerci. Chiar aseară am scris un articol fix pentru oamenii care au în jurul lor cititori de cursă lungă, dar ar vrea să-i facă vicii și nu știu exact ce să aleagă. Deci ajutor dăm, da. Primesc și prin mesaje și prin comentarii, primesc întrebări de la oameni. Așa să-i cumpăr unei prietene un cadou frumos de sărbători, ce le comand și tot așa. Și te răspund tuturor. Nu știu dacă mereu nimeresc, dar cred că până la urmă o mică bucurie, măcar în faptul că cineva s-a gândit și a făcut un efort să-ți cumpere o carte, tot e un câștig și o fericire. Se cumpără probabil multe cărți și pentru copii în perioada asta și te-aș întreba la ce vârstă ar fi bine să începem să-i citim copilului și ce? Păi cred că diferă de la copil la copil. Sunt copii care și la câteva luni stau atenți și ascultă o poveste. Sunt copii care abia după câțiva ani reușesc să facă asta. Eu am încercat cu fetița mea de când era mică de tot și mi s-a părut că nu e interesată. Așa că i-am pus cărțile undeva unde să le vadă și să ducă ea singură către ele. Și în timp s-a obișnuit cu prezența lor. A început când primeam eu cărți, venea și ea sigur că a primit și ea ceva. Și încet, încet am obișnuită doar cu ideea de carte, evident cărți ilustrate, cărți pentru copii foarte mici, iar acum am citit aproape orice, adică e curioasă de orice fel de lucru care are două coperți. Așa că cred că mai degrabă e important să fii atent la nevoile copilului și să vezi când ar trebui să începi. Poți începe la o lună. Dacă ți se pare că e interesat, continui. Dacă nu, mai aștepți un pic. Chiar așa, de fapt, foarte important este această comunicare, actul comunicării dintre părinte și copil. Am văzut că îți place când găsești într-o carte, găsești referire la o altă carte sau când un scriitor menționează în cartea sa un alt autor. Sunt momente interesante și sunt curios ce citești tu în momentul de față. Eu zic că acesta e fapt dialogul cărților și chiar mi se pare că într-o bibliotecă toate cărțile sunt așa, într-un mare dialog, pentru că ele au legătură una cu alta. Uneori fățiși, când un scriitor menționează alt scriitor, alteori, așa nu se poate, doar ca tematică sau doar pentru felul că sunt puse una lângă alta pe raftul unei biblioteci. Da, mi se pare foarte emoționant, pentru că mi se pare așa că e o comunitate foarte mare și o lume în care îți găsești și tu locul. Eu acum citesc o cărămidă de carte pe care nu mai pot lăsa. Se cheamă Confiteor, de Jaume Cabré, un scriitor catalan. Și chiar este o carte despre cărți, nu numai despre cărți. Dar chiar la un moment dat am fost surprinsă să găsesc acolo inclusiv un autor român. Da, să zic, e un dialog foarte fascinant între cărți și e o
un moment surprinzător când, la care nu te aștepți. Majoritatea îl găsesc pe Eugen Coșeriu, mi-a menționat într-un roman al unui autor catalan, de exemplu. Dialogul nostru ar trebui să continue pentru că lectura, cărțile sunt importante în viața noastră. Din păcate nu mai avem timp, Laura. Mulțumim frumos pentru discuția mulțumesc de astăzi. Mulțumesc și eu. Succes în continuare și multă inspirație și mulțumesc te urmărim. Frumos. Blogul mulțumesc unei mult de atât. Cititoare de cursă lungă, Laura Câlțea, cu mult drag, toate cele bune. Rămâneți cu noi, dragi prieteni. Urmează dezbaterea de prânz, știrile orei 12. Eu sunt Dan Creța, ne reauzim mâine după ora 9, între prieteni.